Bună ziua, bună ziua! Și bine v-am regăsit la un nou vlog pe acest canal Pavel Coșa. Vom merge, trebuie să luăm niște cozonaci la o cofetărie. Ia să vedem noi cine e aici. Trebuie să am niște cozonaci. Și acum vedem. Da. Stai un pic să vedem cum e ceva. Trebuie să ne bucurăm că vine Paștele, învierea Domnului. Hristos a înviat. Adevărat ca. Da. Haideți să... Ai uitat mă și pe mine? Bă, dar să știți că e frumos afară. Sper să fie frumos și la noapte. Că de la noapte mergem la Sfânta Biserică. Luăm lumină de la Ierusalim și cântăm cu toți într-un glas, Hristos a înviat. Mă, nu știu ce am. Trebuie să mergeți la un cozonac. Ce e? Doi? Hai să mergem să vedem. Sper că... Turata asta să-mi dea bon, nu mai fac ca tura trecută. E că eu fi luat și de câte m-am zis iau, iau sfinteșorii, nu mi-a dat bon. Și acum mai zic, Doamne, dat un bon că m-a trimis cineva să-i ridic. Și trebuie să prezim banii. Vezi în bonul. Da. Da. Ce faci, bă? Vezi, mă murdărești, bă? A, uite, mă, ce simpatic era cățelul ăla. Acum lumea... E folfot aia, pregătirile, miroase a cozonaci, a păscuți, a ouă roșu, a sarmalii, a friptanii, a... Bă, ce miroase pescări! Mamă, nu vă imaginați, nu vă închipuiți! Ia uite. Mamă, vin niște mirosuri. Mamă, de mine mă intru la oameni în casă, mănânc. Au, ce frumos e. Ești bine afară, e căldut. Sunt unii care sunt catolici. Uite pe tipa aia. Uite tipa frumoasă în fața mea. Și mergem și noi. Vreau să vă duc să vedeți și voi. Uite. Ăștia sunt proști, bă. Încă m-a lăsat lumina la stâlpa, pe să-i uitați. Sper că se vede. Bă?
Uite-le, bă, picoțulechi, bă. Bă, frumos, bă, a cui ești tu, bă? Uite, bă, ce frumos. Bă, aici la școală, acum cât e vacant, ăștia nu bagă. Când începe școala, atunci bagă și zgârie și bârie și... face gălăgie. Acum, nici măsa în curbă nu bagă și repară. Ia mă, tăți tâmpeni, le-alea de acolo, două leagă de ordine. Ora de sport, perioada asta, cât e înrucat școala, bă, fă o vară, mă, cap de mistreți. Că au crezut termin anul școlar. Faceți acum când îi încă copii învață, în loc să învețe copiii. Știi, în loc să învețe copiii, stă și ascultă gălăgirile lui ăștia și mai întâlne copiii din gard. Dar nu, ei nu fac silent, nu? Silent, să-i fac. Hai să vedem și noi. Sperie-l un pic. Că stau pe pistă degeaba. Sperie-l un pic, că stai degeaba pe pistă. Hai să mă duc și eu să iau cozonacul. Bă, dacă îmi dă bon. Dacă nu, el cere forțat. Dacă nu, apele în altă variantă. Da. Haideți că revin după aia. Da, bă, oameni buni, am luat și cozonăcelul. Ia să vă arăt ce cozonaș frumos am luat. Uitați aici, ce cozonaș frumos. E frumos cozonaci. Dar zic, eu nu sunt mama de atâtea ori. Bă, mamă! Vezi că faci și la Cora, la Kaufland. Na, mă duc la Orizontul. Tot acolo, ții bre, mamă, tot cofetării îi. Doar că dai, că dai acolo la Orizont, că dai acolo, nu contează că lor. Știți care-i faza? Știi care-i faza la... Știți care-i faza? Cât dacă dai dincolo sau dau de aici, tot acolo e. Tot acolo la cofetărie ajunge. Știi? Da. Bă, mi-aș dori și eu o mașină, păcat că nu pot să conduc. Bă, păcat că nu pot să conduc, mi-aș dori și eu o mașină. Dar văzusem o mașină electrică. Da, ea merge în 25 de kilometri. Nu contează că ea merge în 25 de kilometri, dar nu știu ce autonomie are, mă mi-aduc aminte. Să mă uit pe internet, era 2500 de lei, 250 de milioane. Și nu știu cât valora în euro, 250 de milioane. Am să fac 250 de milioane. 25.000 de lei, adică 250 de milioane. Să fac și eu. Ce zici? Și voi. Și poate iau mașină traia și o folosesc la delivery. Cât e vremea frumoasă,
bag bicicletă, când vine vremea o leac mai urâță, că punk, transport mașinuța aia. Sau când dă frigul, pune frig afară, pac, bag mașina aia, că nu pot să merg. Părerea mea, vă zic că e o părere bună a mea. Dar acum, să văd dacă pot. Că faci prin TBI, din ce am înțeles eu, și nu prea mă pasionează TBI-ul. Că a făcut un prieten de-a meu, rată prin TBI și, bă, o dat de 3 ori mai mult decât rata, decât costa produsul. Și nu se merită. Da, oameni, ia uite ce bine e afară, și bine, cald. M-am dus, mi-am luat cu tunecelul. Aia de la magazin, de acolo, când ne-am pierdut bonul, s-a cam uitat urât la mine. Vrei bon. Cam așa era în gândul ei, când ne-am zis, vreau și bon. Da, da. Așa, cu un ton așa mai... Da, da. Iată, magazinul de italian s-a dus. Bă, nu merge, bă, bă, nu merge. Sunt zone unde merge destul de bine produsele astea cu italienești. Sunt zone unde nu merge, mă. Degeaba a deschis magazin, că e plin. Bă, dacă o iau așa, tot ca toată tobacăul, n-am unde să nu găsesc măcar un magazin italian. Știi? Știi? N-ai de unde, aici am avut în cartier, aici în Cornișa, în magazin din ăla Ploșc. Pe Miron Costin, la intersecție cu Progresului, ăla nu știu dacă o să duc mult. Mai e pe Mihai Viteazu, parcă am văzut una, parcă două sunt pe Mihai Viteazu. Știi, pe Mihai Viteazu sunt două, parcă așa am văzut. Două parc. Mai știu pe ne-am mai văzut. Bă, dar sunt multe și nu prea au vânzări. Dacă ar face și ei cu din alea vărsat, adică vine lumea, cât vrei. Da, pune și mie un... numai detergent, lichid. Ne-a, cum au vrut... Cum a vrut fratele meu să iei, să facă. Până s-o trezăt el, eu făcut alții festa. Eu făcut alții metodele. Dar cu detergent lichid n-am văzut în Bacău. Dacă ar fi fratele meu și vrea, ar putea deschide cu detergent lichid, că în Bacău nu este. Este mai cu detergent la... Cu ăsta lichid, cred că ar da bomba. Dacă s-ar deschide într-un zonă mai aglomerată, mai circulată, vă spun eu că ar avea succes. Ar avea succes mare. Da? El știe ce-i mai bine. Știi? El știe ce-i mai bine. Acum, dacă ai venit în țară, asta zic că ar fi cea mai bună soluție. Să faci rostile de detergent lichid din afară, în Italia, să ai pe cineva să te ajute cu detergentul lichid, să-l aduci din afară și tu să-l dai la sticlă. Știi? Să-l dai la sticlă. La jumate, pe 10 lei, la... 1 litru 25 lei, 15 lei și la 2 litri... E 25 de lei la 2 litri. Și uite așa, dacă vine unul cu o sticlă mai mare, 2,5, și vine el, și să ai tu sticlile tale. Sau dacă vine el, are mai mare, ăsta mai... Știi?
așa ar mai avea mult succes. Așa zic, părerea mea. Acum fiecare cum decide. Când bacă nu există așa ceva, detergent lichid. Da. Azi, v-am lăsat, v-am pupat, dați și voi un like, un share, un subscribe. Ne vom revedea la următorul vlog. Pa, pa!